După 2-3 cu CF Buftea, târgoviștenii de la CSM au mai pierdut un meci, amicalul de miercuri cu juniorii Chiajnei, 1-3 chiar pe stadionul Eugen Popescu. Și CSM și Electrosid vor avea liber vineri după amiază, profitând de retragerile formațiilor Adunații Copăceni și CF Predeal. Directorul tehnic al CSM-ului, Tică Gheorghe, a vorbit despre viitorul celei mai noi formații a orașului. Pentru CSM Târgoviște mai sunt câteva meciuri. Ce rămâne CSM-ului să facă până la sfârșitul acestui sezon? Până la sfârșitul acestui sezon trebuie să joace cele două meciuri, de fapt, din trei. Una, vinerea viitoare, stăm, considerat meci în deplasare. Nu s-a putut face mai mult, au lipsit jucătorii cu experiență datorită, deci au lipsit, nu au mai venit. Unor s-au mișoarat salariile, pentru că noi când am preluat echipa, deja era pecetuită soarta ei. Am încercat un reviriment, până la urmă am terminat cu 4 juniori, dacă nu mă înșel, în teren. Trebuie, pentru perspectivă, adus niște jucători, sau mai bine strânși, cu fiii rătăcitori ai Târgoviște, care joacă prin diverse echipe. Unii la aceleași eșalon, alții la eșaloane superioare, divizia B, chiar divizia A, Constantin Cristian, Grigore Cătălin la Urziceni. Și dacă se vor crea condiții, automat vom face o echipă competitivă. Singura echipă dâmbovițeană care va evolua în etapa de vineri este FCM Târgoviște pe terenul Academiei de Fotbal de la Șotânga contra Minerului Mătăsari.